Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco Cali, a fost asasinat aseară în fața casei sale din New York. Cali, de 53 de ani, a fost împușcat în piept de 6 ori, apoi lovit de camionetă în care se aflau presupușii asasini. Familia Gambino, una din cele 5 care alcătuiesc mafia siciliană din New York, a ajuns să fie considerată cea mai mare organizație criminală din Statele Unite, axată pe toate tipurile de activități ilegale, până la decăderea ei în anii 90. Autoritățile americane și italiene îl considerau pe Cali membru al Cosa Nostra și drept un ambasador la New York al familiilor mafiote din Sicilia. Asasinarea acestuia este prima în 10 de ani a unui șef mafiot în New York și de cel mai important nivel în familia Gambino, de când în 1985 John Gotti ordonase uciderea liderului de atunci, Paul Castellano, pentru a prelua puterea în organizație.